Slăviți să fie Domnul! Fraților și surori, haideți să recitim în Psalmul 65, versetul 5, care spune extraordinar de frumos și este valabil pentru fiecare dintre noi. În bunătatea ta, tu ne asculți prin minuni, Dumnezeul mântuirii noastre. Amin! Slăviți să fie Domnul! Și aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră câteva gânduri despre minunile Domnului din secolul 21. Că Domnul face minuni și astăzi. Pentru aceasta o să apelăm la minunile Domnului Hristos și să vedem, pentru că vedeți, etalonul acolo este, la minunile Domnului Hristos. Și să vedem și să înțelegem faptul că Domnul Iisus și astăzi mai face minuni în biserica Lui, laudă Lui. Amen. Acum, fraților și surori, înainte de toate, și psalmul acesta ne spune cum se realizează o minune. Sunt cel puțin 4 condiții ca Domnul să facă o minune. Noi ne dorim să facă Domnul minuni. S-au mai făcut și aici, în Albinii, știm că odată erau niște cârje agățate de perete, pentru că Domnul a lucrat în chip miraculos, minunat. Dar există 4 condiții ca Domnul să facă o minune. Prima condiție este modul, sau cum face Domnul o minune. Este o modalitate prin care Domnul operează. Priviți ce spune versetul 5. În bunătatea ta. Domnul face minune pentru că este bun, fraților și surori. Gândiți-vă câtă bunătate ne-a dăruit Domnul toată viața până acum. Putea Domnul să facă toate legumele și fructele să aibă gust de lămâie. Atât. Și toate să fie acrișoare sau acre. Vă gândiți câtă varietate a pus bunătatea lui Dumnezeu în alimentele care le consumăm noi. Plus, putea să facă Dumnezeu o lume de alb și negru. Și Domnul a zis, lasă că vreau să le bucur ochii lor, să vadă culorile. Ce frumoase sunt culorile care eu le-am așezat în natură. În special, gândiți-vă, fraților și surori, ce inversiune putea să facă Domnul și iarna, în loc să aibă culoare albă zăpada, să fie ca și cenușa sau să fie neagră. Cred că s-ar fi îmbolnăvit mulți oameni de depresie. Vara sau primăvara, când înverzesc toate lucrurile în natură, să zică Domnul, hai să fac negru, să nu fie verde. Dar Domnul a așezat un medicament pentru ochii noștri chiar în natura pe care o vedem, fraților. Vine iarna, vezi alb ca neaua, te gândești la multe versete din Biblie, de vor fi păcatele voastre, așa eu le voi face, așa au zis Domnul. Și zici, măi, asta e bunătatea lui Dumnezeu. Plus că ne-a dăruit mântuirea, se spune aici, în bunătatea ta tu ne asculți prin minuni, Dumnezeul mântuirii noastre. Amen. E mare bunătatea lui Dumnezeu pentru noi. Și atunci când vine psalmistul David și numără bunătățile lui Dumnezeu, zice, încununezi anul cu bunătățile tale. De când a început anul și până s-a sfârșit, bunătatea ta, Dumnezeule, s-a noit în fiecare zi. Ne-ai făcut o cunună, Doamne, nu o vede nimeni, dar noi o vedem. În fiecare zi am putea povesti ceva despre bunătatea ta, laudă Domnului pentru aceasta. Deci o condiție de realizare a unei minuni este aceasta, modalitate, cum lucrează Domnul în bunătatea Lui. Dar tot aici, fraților și surori, nouă ni se cere ceva și Psalmul 65 ne spune ce să facem ca Domnul să-și realizeze minunile. Priviți ce spune versetul 2, tu asculți rugăciunea, de aceea oamenii vor veni la... Deci noi trebuie să ne rugăm. Deci există modalitate în ceea ce îl privește pe Dumnezeu și există un cum sau o modalitate în ce ne privește pe noi. Domnul zice, eu mi-am făcut partea, dar trebuie și tu să-ți faci partea. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.
tu, în bunătatea ta, tu ne asculți. Înseamnă că eu am strigat după ajutor ca cineva să mă asculte. M-am rugat și Dumnezeu a venit și m-a ascultat. Ba vine Domnul Hristos și în Matei, în capitolul 17, precizează că rugăciunea noastră trebuie să fie însoțită de post și de rugăciune. Și Domnul, de post și de credință. Și Domnul să răsplătească pe cei care anul acesta, 2017, anul care a trecut, s-au rugat, au crezut și au postit înaintea lui Dumnezeu. Domnul se binecuvinteze pe toți. Deci, observație, prima condiție pentru realizarea unei minuni. Spuneam, partea Domnului e bunătatea, El e bun, El își face partea, partea noastră rugăciunea, cu credință și însoțită de post, când Domnul ne întărește. A doua condiție este timpul, fraților și surori. E foarte important să înțelegem timpul Domnului. Spune la un moment dat despre Domnul Hristos că nu-i sosise încă ceasul la nunta din Cana. Au fost cazuri în care oamenii lui Dumnezeu, și probabil că unii ați citit cartea care a adus-o fratele Daniel Ionescu în biserică, cu minuni contemporane, și este acolo un pasaj interesant că fratele de la Lugoj, Ștefan Neag, s-a rugat lui Dumnezeu să, Doamne, ce să fac? Mă duc să fac ungerea la fetița aceea sau nu? Și Domnul nu i-a vorbit. Și el a știut că Domnul are timpul lui sau poate n-are timp pentru așa ceva. Poate Domnul a hotărât altfel. Și atunci a stat pe loc până într-un moment în care Domnul i-a zis, acum du-te. Când a ajuns acolo, au zis părinții, ai venit prea târziu, fetița deja a murit. El a zis, dacă Domnul m-a trimis, eu fac ungerea fetiței. Și fetița s-a ridicat în capul oaselor și s-a trezit din somnul morții. Același principiu l-a respectat Domnul cu Lazar, fraților și surori. 4 zile au trecut și a trebuit la un moment dat să vină Domnul acolo și să spună, dați piatra la o parte că eu vreau să fac minunea. Dar de ce? Dumnezeu are timpul lui. Și dacă în anul 2017 Dumnezeu nu te-a vindecat sau nu ți-a rezolvat problema, poate că în anul acesta, 2018, Dumnezeu va rezolva situația ta. Tu ceea ce ai de făcut este să mergi ca Habacuc pe turnul tău de strajă, de veche, și să zici, Dumnezeule, și acum te rog frumos, ca și anul trecut, rezolvă-mi problema mea, și Dumnezeu o va rezolva, slăvit să fie El. O a treia condiție pentru realizarea unei minuni a lui Dumnezeu este și capacitatea. Punem întrebarea, cine? Cine beneficiază de o minune a lui Dumnezeu? Spune Ioan în capitolul 9 și este acolo orbul acela din naștere, zice, eu știu că Dumnezeu nu-i ascultă pe păcătoși. Dar dacă cineva stă lângă Domnul și trăiește o viață de sfințenie, atât cât poate el, că mai mult îl ajută Domnul, vine sângele lui Hristos, îi spală viața, vine Duhul Sfânt și dă o capacitate specială pentru aceasta. Pe acela Dumnezeu îl ascultă. Domnul să ne ajute și în 2018, fraților și surori, să trăim o viață de sfințenie înaintea Lui. Amin. Și apoi, o a patra condiție pentru realizarea unei minuni este scopul. De ce Dumnezeu face minunile? Știți de ce? Pentru că spune în 1 Timotei, în capitolul 1, versetul 15 în jos, spune acolo Pavel, o adevărat și cu totul vrednic de primit, este cuvântul care spune, Hristos Iisus a venit să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Acum vă întreb eu, nu era cezarul de la Roma mai păcătos decât Pavel? Ba da, dar știți ce a fost în mintea lui Pavel? Pavel a văzut o lume întreagă care are nevoie de iertarea lui Dumnezeu, de harul lui Dumnezeu. Și l-a văzut pe Hristos coborând pe dealul Golgotei și luând hainele umane, hainele umanității noastre, l-a văzut pe Hristos întins pe cruce și răstignit și l-a auzit strigând, cine însetează să vină la mine și să bea?
Dacă vine cineva la mine și va bea, din inima lui vor curge râuri de apă vie. Și Pavel, când a auzit strigarea aceasta, a zis, are nevoie și cezarul de la Roma de mântuire, și cu tare, și cu tare, sunt mai păcătoși ca mine. Dar eu, dacă stau la coadă și las 1 milion de oameni păcătoși în fața mea, mie îmi vine foarte greu rândul la mântuire, așa că mă pun primul să fiu sigur că o iau mântuirea. Și-o zis, primul dintre păcătoși sunt eu, în capul păcătoșilor e Pavel, marele păcătos. Doamne, ai milă de mine că eu am nevoie cel mai mult, cel mai mult, cel mai mult de harul tău. Și atunci vine versetul 16 din 1 Timotei, capitolul 1, și spune, am căpătat îndurare pentru ca Iisus să-și arate în mine toată îndelunga lui răbdare. Și apoi următorul verset spune, uite ce s-a întâmplat prin minunea realizată, minunea mântuirii a împăratului veșnicilor, a nemuritorului, nevăzutului, singurului Dumnezeu să fie cinstea și slava în vecii vecilor. Amen. Asta înseamnă că Dumnezeu face minuni pentru slava lui, fraților. Deci doar dacă Dumnezeu își arată slava, așa realizează minuni. Și acum, pentru exemplificare, fraților și surori, aș vrea să deschidem în Evanghelia după Ioan, că e foarte importantă tema aceasta a minunilor pentru noi, spuneam minuni contemporane, așa cum și cartea aceea are titlul, dar este un titlu adecvat și bun pentru noi. În Ioan, în capitolul 2, versetul 11 în jos, spune așa, acest început al semnelor lui l-a făcut Iisus în Cana din Galileea, el și-a arătat slava sa și ucenicii lui au crezut în el. Observați, aici sunt condițiile care le-am enumerat, sunt încadrate și aș vrea, fraților și surori, să urmărim aici în cartea Ioan, schematic, rapid, pentru că aș vrea să înțelegem lucrurile acestea. Sunt 7 minuni pomenite de Ioan în Evanghelia lui și sunt 7 de eu sunt, așa a vorbit Domnul. Și haideți să vedem în drept la fiecare minune cum a operat Dumnezeu și cum Domnul Iisus lucrează și astăzi. Și astăzi Domnul Iisus lucrează prin minuni, slăvit să fie El. Mai întâi avem Ioan capitolul 2 de la versetul 1 în jos, e nunta din Cana. Ce s-a întâmplat la nunta din Cana? Este prima minune pe care Domnul o realizează în lumea noastră. Aici, la nunta din Cana, spune Scriptura, la un moment dat a apărut o criză, a apărut o întristare. La evrei, nunta dura cam 7 zile. Cam aceasta era, aveau perioada de logodnă cam un an de zile, 12 luni, în care, în special, mirele, viitorul mire, verifica cinstea viitoarei soții și de aceea spune și despre Maria că era logodită cu Iosif. 12 luni treceau, după cele 12 luni, 7 zile dura o nuntă. Acum gândiți-vă dumneavoastră ce nenorocire era la un moment dat, pur și simplu cei care slujeau acolo la mese, să nu aibă să pună pe masă vin. Acum iar aici e o discuție legată de vin, fraților și surori, că sunt unii, măi, uite, Domnul Hristos a transformat apa în vin, avem voie să bem vin. Fraților și surori, Biblia nu spune așa ceva, nu spune, și asta e doar așa o paranteză, că vreau să trec mai departe. Când Pavel i-a spus lui Timotei să bei și câte puțin vin, nu i-a spus lui Timotei pentru că Timotei deja consuma vin. Timotei consuma numai apă, că de aceea spune Pavel să nu bei numai apă, observați? Deci Timotei, care era omul lui Dumnezeu, consuma apă și atunci nu erau farmaciile de astăzi ca să-ți dea un tratament pentru un pansament gastric pentru stomac. Și atunci, bineînțeles, Timotei consuma numai apă și Pavel îi spune să nu bei numai apă. Că uite, este și un medicament, dar încearcă-l și acela. Deci observați, Pavel nu i-a spus lui Timotei să consume vin. Și nici Domnul Hristos, prin minunea aceasta din nunta din Cana, nu ne îndeamnă să bem vin. Pentru că aici vorbește în chip simbolic despre sângele său. A transformat apa în vin.
Au fost acolo 6 vase, spune Scriptura, puse după obiceiul de curățire al evreilor. Era un obicei numit micva. Și în vasele acestea ei puneau apă pentru purificare. Se contaminau, spuneau ei, de la diferite atingeri. Și imediat luau, se spălau și doar așa intrau în sala de ospăți. Și Domnul când spune umpleți vasele, înseamnă că ele erau goale. Înseamnă că ele erau curate, dar 6 vase vorbesc de insuficiența legii Vechiului Testament de a mântui, de a spăla omul de păcate. În vasele 6 erau de piatră, inima omului ca o inimă de piatră dacă se bazează doar pe legea Vechiului Legământ. Vasele acelea aveau apă, n-aveau vin. Înseamnă că apa nu poate să mă spele de păcatele mele, ci doar sângele lui Hristos poate să mă spele de păcate. Observați, e un mesaj așa de profund aici, dar cum a realizat Domnul minunea aceasta la nunta din Cana e foarte interesant, fraților și surori. Dumnezeu realizează minunea aceasta a transformării apei în vin și astăzi. Gândiți-vă, merge gospodarul primăvara și își curăță via și zice plânge via, este așa o vorbă, picură din ea, seva aceea. După ce o curăță, cade, cum spune psalmul nostru, așa de frumos spune aici. Zice, versetul 10, îi uz brazdele, îi sfărâm bulgării, îl moi cu ploaia, îi binecuvintez răsadul. Și trimite Domnul ploaia peste vița de vie. Și apa aceea intră în pământ și sărurile minerale intră în vița de vie. Și imediat numai vezi că vița pleznește un mugure, mugurele se transformă în frunză, apar florile, vine soarele, apar bobițele. Și până la urmă iei ciorchinele și te bucuri de el și faci suc din strugurile ăla și zici, extraordinar, ce bunătate a lui Dumnezeu desfășurată în curtea mea, sub ochii mei. Dar Domnul Hristos, care este Domn și asupra timpului și care locuiește în afara timpului, într-o secundă la nunta din Cana, el care a zis, eu sunt, observați, este un eu sunt extraordinar, eu sunt vița. Păi eu sunt vița. Într-o secundă, cel care a zis eu sunt vița, a trimis ploaie peste viță, a trimis soarele, a rezolvat toate problemele, a apărut ciorchinele, l-a zdrobit în teasc și a apărut sucul de struguri. N-a fost vin, fraților și surori, că s-a trezit Nunu din buimăcia lui și a zis extraordinar ce bun gust are. Și mai este aici o observație de ordin istoric. Evreii consumau vin pentru că apele lor nu erau bune. Noi avem ape foarte bune, izvoare foarte bune. Ei aveau niște apă mâloasă și nu era bună la gust. Și atunci puneau 3 părți apă și 2 părți vin. Dar nu era vin așa cum îl distilăm noi și cum îl facem noi la nu știu câte grade astăzi. Nu, era un vin slab. Și vă dați seama, 3 părți apă, 2 părți vin și... N-avea cum să se îmbete omul, da? Domnul Hristos, care a realizat minunea aceasta, el nu a realizat-o ca să îmbete pe oamenii ăștia. Pentru că sunt versete în Biblie care spun, curvia, vinul și mustul iau mințile omului. Dar observați, eu sunt adevărata viță, a zis Domnul în 15:1 și atunci adevărata viță a explicitat procedeul și a rezolvat situația. Lăudat să fie Domnul! Să știți că și astăzi Dumnezeu face minuni, poate mai mari, spunea cineva, ca și cea din Cana. Spunea un frate, oare nu-i mare minune? Și chiar am observat, fraților și surori, în februarie anul trecut, când s-a născut bebelușul nostru, avea undeva la, 60 de centimetri, 4 kilograme aproximativ, acum are 11 kilograme, 80 de centimetri. Unde este laptele care i l-am dat timp de 10 luni? Caută-l, că n-ai unde. Dar s-a transformat, Dumnezeu a pus o uzină în fiecare dintre noi și Dumnezeu face minunea asta în fiecare zi cu fiecare dintre noi. Mănânci mâncare, se transformă în celule și nu mori de foame, că Dumnezeu încă face minuni, extraordinar. Transformă mâncarea în celule, în carne. Tu mănânci lapte cu pâine și se face carne. Uite ce minune face Dumnezeu.
A așezat Dumnezeu uzina aceasta în noi ca să fabrice atâtea enzime și sânge și așa mai departe. Păi nu-i mare Dumnezeu? E mare bunătatea lui Dumnezeu, fraților. În bunătatea ta tu ne asculți prin minuni. Numai să avem ochii deschiși și să vedem minunile lui Dumnezeu, lăudat să fie numele Lui. Plus că spunea cineva, zice, la mine Dumnezeu, că era un ateu care spune, eu nu cred că a realizat Dumnezeu transformarea asta la nunta din Cana apei în vin. Și a zis, unul zice, la mine în familie Dumnezeu a transformat vinul în papuci. Vai, dar zice, cum așa? Păi eram un bețiv și mergeam la crâșmă și copiii tot după mine desculți și flămânzi. De când m-am întors la Domnul, banii care îi dădeam pe vin, i-am dat pe papuci, pe haine, pe mâncare și copiii mei sunt fericiți. Laudă Domnului pentru astfel de minuni. Observați, Dumnezeu lucrează și astăzi, face minuni. Mergem mai departe, în capitolul 4, tot din Ioan. Găsim a doua minune, vindecarea fiului slujbașului. Și știți ce minunat este aici? Cuvântul lui Dumnezeu, de la versetul 43 în jos, că Domnul operează la distanță. Cuvântul lui are putere la distanță. N-a înțeles slujbașul acesta taina și a zis, Doamne, vii cu mine acasă la mine. Micuțul meu e grav bolnav, e pe moarte, te rog, vino și atinge-l. Și Domnul a spus, nu este nevoie să viu la tine acasă. Vai, Doamne, dar de ce nu vii? Stai liniștit că rezolv problema altfel, nu cum crezi tu. Și Domnul a spus așa, du-te, versetul 50, fiul tău trăiește, slăvit să fie Domnul. Observați? La distanță a operat cuvântul lui Dumnezeu. De ce? Pentru că există un al doilea de eu sunt aici în Ioan, și Domnul a zis, eu sunt ușa. Și când Domnul zice, eu sunt ușa, poți să ai în fața ta o ușă blocată, nu contează. Dumnezeu îți face ieșire prin orice blocaj. Omul acesta avea o problemă gravă, ușa era blocată, nu avea vindecare, copilul lui muria sub ochii lui, în mâinile lui. Dar a știut că poate să alerge la cineva care a spus, eu sunt ușa. Și acel cineva era Fiul lui Dumnezeu, el acel care a pronunțat cuvântul, du-te, fiul tău trăiește. Și zice că a plecat. Și când a ajuns acasă, versetul 52, i-a întrebat de ceasul în care a început să-i fie mai bine și ei i-au zis, ieri în ceasul al șaptelea l-au lăsat frigurile. Și tatăl a cunoscut că tocmai în ceasul acela i-a zis Iisus, fiul tău trăiește. Și a crezut el și toată casa lui, aleluia, slăvit să fie Domnul. Eram copil, mămica era grav bolnavă și ne spunea, rugați-vă pentru mine că o să mor. Mămica, o femeie cu temere de Dumnezeu, nu vorbea așa în vânt, în van, nu. Eram sigur că ce spune e adevărat. Își simțea puterea morții că i-a intrat în trup, era întinsă pe pat. Eram ca niște copii orfani ai nimănui. Casa rece, fără mâncare, nici măcar becul aprins când veneam de la biserică. Și țin minte și acum că ne-am dus la casa Domnului într-o duminică sau într-o seară, în orice caz era o seară de rugăciune și la ora aceea de rugăciune a fost o lucrare dată prin Duhul Sfânt. Cei care sunt aici au probleme. Eu, Domnul, sunt prezent și pot să operez la distanță. Asta a zis Domnul. Dacă cel care are o problemă crede din toată inima că eu îi rezolv problema, mă ating și o rezolv în momentul acesta. Am început să ne rugăm. Tatăl meu care era în biserică a strigat și a zis, Doamne, atinge-te de soția mea. Și ce să vedeți, fraților și surori, bucurie mare pe noi, am ajuns în fața casei, luminile aprinse. Intrăm înăuntru căldură, miros frumos de mâncare, până atunci nimic. Mămica era lângă oală, freca în oală așa și cânta o cântare. Și când ne-am dus și am întrebat-o, dar ce s-a întâmplat? A zis, la ora cutare, în minutul cutare, am simțit un curent, ca un curent electric. Mi-a intrat din creștet până în talpă, am sărit din pat și Dumnezeu m-a vindecat.
Ăsta e Dumnezeu care lucrează la distanță. Și lucrează și astăzi, fraților și surori. În bunătatea ta tu ne asculți prin minuni. Ăsta e Dumnezeu care lucrează în bunătatea Lui. Și tu crede că Dumnezeu pentru problema ta în anul 2018 are o rezolvare la distanță. Dacă problema ta nu e aici în trupul tău, ci în altă parte, poate e în străinătate, ai un copil, ai o problemă undeva, Dumnezeu este Cel care se atinge și rezolvă. Doamne, lucrează Tu! Mergem mai departe și este o a treia minune, vindecarea ologului, fraților și surori, din capitolul 5 cu 1. E slăbănogul acesta de 38 de ani. Când Domnul Hristos s-a născut în Ieslea Betleemului, el avea deja 8 ani de suferință. Și merge acolo la scăldătoare, lângă poarta oilor. Și vede pe alții cum vin cu însoțitori și imediat ce cobora îngerul și tulbura apa, omul era împins în apă și repede se făcea sănătos. Și el n-avea pe nimeni. Și a venit Hristos lângă el și a zis, nu ai vrea să te faci sănătos? Doamne, cum să nu? Dar n-am pe nimeni. Ai venit aici, mă bucur, te rog frumos, fii atent, când vine îngerul, împinge-mă în apă, că atunci rezolvăm situația. Domnul s-a uitat la el și a zis, stai liniștit, aici e unul mai mare decât îngerul care vine, e Domnul îngerilor, e aici, e prezent. N-ai nevoie să vină un înger să tulbure apa, eu sunt apa vieții, eu mă ating de tine și îți dau vindecare. Și el care a zis, al treilea de eu sunt păstorul cel bun. Lângă poarta oilor era o oaie rătăcită acolo. Era o oaie slabă, o oaie bolnavă. A venit păstorul la ea că ea nu putea merge la păstor. Și a zis, Domnul, mă ating de tine, scoală-te, ridică-ți patul și umblă, slăvit să fie Domnul. Și Domnul a făcut o mare minune. Mai face Domnul minuni de calibrul acesta și astăzi? Mai face că-i Dumnezeu și poate. Eram copil și fratele Sile Lăzăreanu, pe care îl cunoștea un oraș întreg, el mergea și cânta la nunți înainte să se pocăiască, a fost adus la biserică de către soția lui pe sanie. Era olog. Și umbla el înainte, în timpul verii, cu căruțul prin oraș, oamenii, măi Sile, ce mai faci? Așa, el vestea, zice, am ieșit la pescuit. El ești, da măi, pe betoane, da, zice, pescar de oameni, vreau să-i aduc în biserică. Și a zis șeful poliției sau miliției de atunci, atunci m-oi pocăi eu când te-oi vedea că stai drept lângă căruț și nu stai în căruț. Atunci o să știu că Dumnezeu există, până atunci nu cred. Și-a venit fratele și-a zis, fraților, haideți să ne rugăm că Domnul poate și va fi o minune și Domnul va lucra. Ce s-a întâmplat? L-a dus sora, soția lui cu sania la biserică, l-au luat doi frați pe sus, l-au dus în față lângă amvon și a luat acordionul și a început să cânte, dar era olog și stătea pe scaun ologul. La un moment dat, în timpul unei rugăciuni, l-au auzit frații strigând, aleluia, aleluia, când s-au uitat la el, ologul în loc să stea pe scaun, stătea în picioare, lângă scaun. Au început frații mai tare, aleluia, Domnul e aici, Domnul s-a atins. Dar fraților și surori, vreau să vă spun ceva. Există etape ale puterii chiar spirituale în viața noastră, așa cum și etape ale vieții fizice, ale puterii fizice în noi. Un om care e întins ca și slăbănogul de lângă poarta oilor, ăla bietul abia de are putere să vorbească, e întins, e slab, unul ce e în spital, în tuburi, abia dacă mai poate să comunice ceva. E o măsură mică de putere acolo și sunt și din punct de vedere spiritual oameni care sunt întinși și abia dacă pot să vorbească, ajută-mă, 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 ei n-au putere. Sunt alți oameni care pot să stea în picioare. Zilele trecute l-am sunat pe fratele Jenu Mocanu, 97-98 de ani, nu știu cât are exact, și l-am chemat să vină până la sora Ilea și a zis, frate, aș veni, dar amețesc. Vedeți? Există măsură de putere, poți să stai în picioare, dar nu poți să te miști. Și există o măsură de putere ca cea care Domnul a trimis-o a doua oară peste fratele Sile. El putea sta în picioare, dar nu putea să miște. După ce s-a rugat biserica, a coborât peste el Duhul lui Dumnezeu, l-a mișcat așa de tare că a început să fugă pe culoar și striga, sunt vindecat, Iisus m-a vindecat.
Slăvit să fie Domnul! Ce s-a întâmplat? Că imediat mulțumiri la adresa lui Dumnezeu, au ieșit frații în fața bisericii. Și acum stătea fratele Sile cu soția lui lângă Sanie. Și zice nevastă sa, mă, ce facem cu Sania? Că eu te-am adus la biserică. Femeie, ca să se vadă slava lui Dumnezeu, suie-te pe Sanie. Și s-a suit sora în Sanie și fratele Sile o trăgea și mergeau fericiți acasă. Ologul își trăgea nevasta pe Sanie. Ortodoxi, catolici își făceau cruce, martorii se mirau că au ieșit din case, din jurul bisericii de acolo. Imediat Dumnezeu și-a făcut numele de slavă și s-au pocăit câțiva zeci de oameni, pentru că au văzut minunea lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! Mare este Domnul! În bunătatea lui ne ascultă prin minuni și merge mai departe. Este o a patra minune, înmulțirea pâinilor. Și asta mare minune, fraților și surori, gândiți-vă! Copilul ăla care a avut 5 pâini, nu le-a avut ca și ale noastre, care le cumpărăm de la Panemar. A avut 5 chifle de pâine, atât a avut, ca să-i încapă în trăistuca lui. Era copil și le-a pus în mâna lui Hristos și era undeva cam la 5.000 numai bărbații acolo. O pâine a ajuns la 1.000 de oameni, la 1.000 de bărbați. Nu-i mare minunea lui Dumnezeu? Mare minune a făcut Dumnezeu. Și ba, ca să fie minunea mare, că probabil or fi fost unii de-a lungul secolilor să spună, apoi li s-a părut că au mâncat. Leșinau pe drum, nu aveau cum să li se pară numai că au mâncat acolo. Ca să fie mai mare minunea, s-au adunat 12 coșuri cu fărâmituri. Fiecare dintre ucenici, și Iuda care tot comenta, avea și el un coș pe umăr și mergea, ce să face, asta e, trebuie să car coșul ăsta. Dar fiecare, 12, și acum să iei tu 12 coșuri și să le golești iar în trestuța băiatului, nu mai puteai. Era o minune și Dumnezeu a făcut o mare minune. Slăvit să fie Domnul! Mi-a povestit sora Erji din Bistrița că pe timpul comuniștilor au anunțat la primărie că au o logodnă. Și le-au dat acolo hârtie, bine, faceți-vă logodna. Logodna era realizată între cel care se boteza și Hristos din cer. Asta era logodna. Atunci nu puteai zice că te botez. Nu aveai cum, că nu te lăsa să faci așa ceva, un act de cult ca și botezul. Și atunci la logodnă dați-i drumul. Și au venit peste 100 de oameni la sora Erji acasă și la fratele Ianoș și îmi povestea ea, zice, măi, erau veniți din toate părțile, de unde să le dau eu mâncare? Am avut acasă o franzelă și o rudă de salam și un pachet de unt, atât. Și m-am dus și am rugat pe frații care conduceau lucrarea să se roage ca Domnul să înmulțească. Și zice, frate, am tăiat din franzelă, am tăiat din salam, am pus unt. Zice, au mâncat peste 100 de oameni și ne-au rămas și 9 pentru copii. Ăsta-i Dumnezeu care înmulțește mâncarea, fraților și surori. Slăvit să fie Domnul! Și uite că și în epoca noastră Dumnezeu face minuni, lăudat să fie numele Lui. Mare-i Domnul! Și astăzi El face astfel de minuni. Dar aici îl vedem pe Hristos, ca eu sunt pâinea vieții. De aceea a înmulțit El pâinile și a rezolvat situația. Merge mai departe. Și îl vedem pe Hristos în a cincea ipostază, umblarea pe ape, în capitolul 6 cu 17. Gândiți-vă, evreii spuneau așa, dacă va veni Mesia vreodată, el trebuie să respecte ce a zis Moise. Dar ce a zis Moise? Păi în Deuteronom 18 Moise a zis că se va ridica un proroc ca mine. Dacă Moise a mers și a despicat apa Mării Roșii, atunci Mesia care va veni va trebui să dea apele la o parte, să trecem și noi și atunci vom crede în el. Și acum când a venit Hristos, pe lângă faptul că ei susțineau că Iisus a fost făcut de Maria și un soldat roman pe care nu-l știe nimeni și un copil din flori și spuneau că are drac și tot felul de lucruri urâte spuneau despre el, că nu credeau în concepția asta supranaturală prin Duhul Sfânt, nu credeau lucrurile astea. Pe lângă faptul acesta, ei așteptau ca cel care va fi Mesia să facă minunea de a despărți măcar apele Iordanului. Măcar ca și Iosua. Și gândiți-vă, se coboară Hristos în Iordan,
Și nu se despică apele, nu se despart. Dar se despică apele de sus, se deschide cerul și se aude glasul lui Dumnezeu. Acesta e Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea. A fost mai mare minune decât asta pe care o așteptau evreii, dar ei n-au înțeles-o. Și atunci Domnul Hristos a realizat ceva ce nu s-a auzit niciodată la niciun om. Evreii au trecut prin Marea Roșie ca pe uscat, s-au despicat apele. Domnul Hristos, vedeți, Dumnezeu a lăsat și niște legi în natură. Gândiți-vă, dacă El ar fi despicat apele Mării Tiberiadei, biata corăbioară cădea în fundul apei acolo și nu mai clintea nimeni de acolo, se crăpa, nu știm ce s-ar fi întâmplat. Dar Dumnezeu a așezat niște legi în natură și Domnul Hristos a zis, nu-i nevoie să dau apele la o parte, să ajung la corabie. Eu fac apele să fie ca și asfaltul de pe autostradă, să fie așa sub picioarele mele și mă duc pe ape ca pe uscat. Și mai mult, cine crede, umblă ca și mine pe apă. De ce, fraților și surori? Pentru că la un moment dat Domnul Hristos a zis, eu sunt calea, adevărul și viața. Și El a găsit o cale spre criza care îi bântuia pe ucenici și le-a rezolvat situația. Slăvit să fie Domnul! Am auzit că în Africa s-au dus niște misionari și au predicat. Vedeți, sunt minuni contemporane care se aliniază minunilor lui Hristos. Și misionarii au predicat. Și au zis, uite cum a umblat Hristos pe apă, uite Petru cum a umblat pe apă. Și misionarii le-au spus celor, spuneau ei, sălbatici de acolo, dacă vreți să mai auziți ceva din cuvântul lui Dumnezeu, veniți de seară în biserica cu tare. Și au zis, bine. Și acum, misionarii s-au dus pe lângă fluviu în jos, au trecut pe un pod, s-au întors înapoi, au ajuns în satul cu tare și acolo au deschis un program de învățătură. Și când se uită cei de dincoace în biserică, se uită la ei, mă, dar ce-i cu voi? N-ați venit cu noi pe lângă fluviu, n-ați trecut podul, nu v-ați întors înapoi, cum ați reușit să ajungeți aici? Fluviu e destul de învolburat aici în dreptul vostru. Păi zice, frate, ce ne-ai predicat, noi am pus în practică. Ne-ai zis că a umblat Petru pe apă, ne-am dus și noi la apă. Și când am văzut apa cum e așa, am zis, Iisus, merge înaintea noastră. Am trecut pe apă și te-am așteptat aici, așa odihnit suntem. Misionarul era foarte obosit și însoțitorii lui, că au umblat mult până seara. Dar ei erau foarte odihniți, pentru că, vedeți, Dumnezeu lucrează și astăzi prin credință, laudă Lui. Apoi, este minunea asta uriașă din capitolul 9 cu 1 a orbului vindecat de orbirea lui din naștere. Și merge Domnul la el și ia un pic de țărână din țărâna pământului și pune pe ochi și el imediat e vindecat de Domnul Hristos și aici îl observăm pe Domnul ca cel care a zis eu sunt lumina lumii. Că imediat discută Domnul acolo și spune despre lumina lumii. Cel care este lumina lumii a dat și dăruiește și astăzi lumina ochilor, laudă lui. Eram undeva în județul Maramureș, în Suciu de Jos și sora Parasca, o soră bătrână, ne-a povestit. Zice, eram copil, eram orb, era o fetiță oarbă și zice, mama mea a mers la spitale, nimic, a zis, fata asta nu o să vadă niciodată. S-a dus la mănăstiri, la călugări, nimic, la vrăjitori, unde a știut, era ortodoxă, dar n-a știut ce să mai facă și a mers ca să-și rezolve problema, fetița ei să vadă. Și n-a rezolvat absolut nimic. Fetița ei avea ochii blocați și era extraordinar de bolnavă. Și într-o zi spunea sora Parasca, mama a întâlnit două surori care veneau de la biserică. Așa, întâmplător. A fost fain? Fain. A lucrat Domnul? A lucrat. A făcut și minuni? A făcut. Când a auzit de minuni, a zis, aici e rezolvarea mea. S-a dus și a zis, femei dragi, femei bune, spuneți-mi și mie unde să mă duc pentru o minune, am o fetiță bolnavă, vreau să-mi rezolv problema. Și au zis, femeile, auzi, dacă vrei să vii la noi în biserică, vii, dar Domnul este Cel care vindecă, dacă vrea vindecă, dacă nu, nu, dar tu vii acolo. Și a mers. Ce s-a întâmplat? Erau 4-5 surori și un singur frate bătrân. I-au pus înainte problema aceasta. Uite, dacă Dumnezeu îți vindecă fetița, te pocăiești, te întorci la Domnul, măcar atâta să-L răsplătești pe Dumnezeu, să-I dai inima ta, că oricum El e bogat, El e bogat și are multe acolo.
A zis da, mă întorc la el dacă Domnul vindecă fetița. Zice sora, că sora mai trăiește încă, are 70 și ceva de ani, către 80 poate. Zice, la un moment dat în timpul rugăciunii, am simțit că ceva se atinge de ochii mei și de pe ochii mei au căzut ca niște solzi de pește. Zice, nu știu ce s-a întâmplat, dar la clipeală am început să văd și am început să strig, mamă, m-a vindecat Dumnezeu și acum văd. Uite, Dumnezeu dă vedere și astăzi, pentru că El a zis, eu sunt lumina lumii și cel care îți dă vedere spirituală și îți vezi starea ta de păcat și vezi realitatea din viața ta, acela poate să dea vedere și ochilor, lăudat să fie El. Mare-i Domnul și în bunătatea Lui ne ascultă prin minuni. Și apoi, fraților și surori, ce să mai zicem de a șaptea minune, învierea lui Lazar. Asta le pune capac la toate, asta e extraordinară. Învierea, cine a realizat vreodată o înviere dintre cei morți? Păi a realizat-o Ilie și Elisei, cam ei au fost. Dar ca să nu cumva să vină cineva și să spună Hristos are putere mai mică decât a lui Ilie sau mai mică decât a lui Elisei. Ilie, observați, a făcut o înviere, una singură, în timpul vieții. Elisei, una în timpul vieții, una după ce a murit. S-au atins de oasele lui niște oase moarte și au înviat acolo, a înviat un om. Și ca să îl depășească și pe Elisei și pe Ilie, Hristos, Domnul, vine și face trei învieri dintre cei morți. A patra a fost a lui, a fost uriașă, a fost extraordinară. Dar pe pământ a făcut trei învieri. Un copil, fetița lui Iair, un tânăr, tânărul din Nain și un om matur. Ca să ne spună, fraților și surori, și să ne transmită că atunci când va fi învierea dintre cei morți, el va avea putere să învieze toate categoriile de oameni. Și copiii, și tinerii, și vârstnicii, toți ne vom prezenta la înviere înaintea lui Dumnezeu. Slăvit să fie numele Lui! Dar uite, Dumnezeu a făcut minunea asta și a zis, Doamne, miroasă greu, lasă-l în pace, îi mor de 4 zile, lasă-l. Și a zis, nu, aici e un alt eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, eu pot să fac minuni aici. A strigat Domnul, Lazar, ieși afară. Și gândiți-vă, fraților și surori, mortul, zice, a ieșit afară legat. Cum a ieșit? Că n-avea picioare, erau legate. La puterea cuvântului lui Hristos a sărit dintre cei morți și a apărut înaintea lui Hristos. Și-a trebuit oamenii să meargă să-i taie legăturile ca el să poată să umble. Mare este Dumnezeul nostru! Și s-a întâmplat. Ne-a povestit fratele Nucu din Târgu Mureș, pe care unii îl știți. Zice, mama era grav bolnavă, era noapte, a început să sufle tot mai greu, s-a albăstrit și am zis, gata, se duce. Tatăl meu a început să plângă lângă ea la căpătâiul patului ei și a zis, Doamne, mi-ai luat pe soția mea cealaltă, m-ai lăsat cu 6 copii, asta e a doua, am 7 copii acum, cu ea mai am 1. Nu mă lăsa, Doamne, nu mă lăsa. Și a început să plângă fratele, dar sora tot mai greu sufla. La un moment dat zice, n-a mai suflat mama, a fost gata. Și zice, a plecat tata meu în disperarea lui și a bătut la geam la fratele Tiut, la sora Nuță și a zis, haideți la mine când moare nevasta. Și zice, au venit frații să se roage. Când să vină, mama era rece întinsă în pat. S-a apropiat de pat și a zis, hai totuși să ne rugăm. În timpul rugăciunii s-a dat o lucrare prin Duhul Sfânt și a zis, eu sunt Dumnezeul care iau viața și cel care pot porunci Duhului de viață să vină înapoi. În momentele acelea, fratele Nelu a primit un dar al credinței, un duh al credinței și a strigat, Duh de viață, vino înapoi și intră în trupul acestei femei. Și zice, mama a sărit din pat înviată. Ăsta e Dumnezeu care lucrează și astăzi, fraților. Fraților și surori, rezumăm tot ceea ce am vorbit în dimineața aceasta la versetul care spune, în bunătatea ta, tu ne asculți prin minuni. Și fie ca în anul 2018, Dumnezeu, în bunătatea Lui, să ne asculte prin minuni. Amin.